Una. Astăzi sunt un pic obosit de la antrenamente, dar starea mea de spirit e destul de bună, aș zice. O zi de-a mea e foarte aglomerată, începe când am trezit de vreme. Trebuie să mănânc, trebuie să mă duc la antrenament. Trebuie, o fac pentru că vreau. După primul antrenament poate mai am și sală sau am sală înainte, depinde de zi. Trebuie să ajung, mă duc la școală, am o mică pauză până în al doilea antrenament în care încerc să dorm și să mă refac, după care urmează al doilea antrenament. Cam așa decurge o zi tipică. Ziua mi-o închei când ajung de la al doilea antrenament în apă pe la aproximativ 7, cam în fiecare seară. Și atunci e cam singurul meu timp liber, dar sunt prea obosit să fac, nu știu, orice, pentru că nu mai pot, trebuie să mă odihnesc. Cred că am mai considerat zile perfecte, zile în care am avut vacanță sau în care am fost la mare. Numai că nu după multe zile perfecte în care n-am făcut decât să mă relaxez, mi-am dat seama că mă plictisesc extrem de tare și că am nevoie de cineva care să-mi zică la ce oră să fiu undeva, pentru că sunt într-un fel prea disciplinat să mă bucur eu de vacanță și de... Mi-a intrat în sânge toată rutina asta și... N-aș zice că e un lucru neplăcut, îmi place. Pentru a avea o zi perfectă cu adevărat ar trebui să aibă cel puțin 35 de ore sau ceva. Pentru că ca să pot să am timp și de cele două antrenamente și de sală și de masaj și de recuperare, dar și de prietena mea, de petrecut timp cu ea și de petrecut timp cu prietenii, de mai ascultat niște muzică, de mai plimbat cu bicicleta, soluția ar fi să se lungească ziua, așa că vă rog, faceți ceva. După o vizită la medicul ortoped, au descoperit că am niște probleme cu spatele, probleme comune pe care le are mai oricine. Și atunci medicul le-a oferit cea mai bună recomandare a lui și anume să mă apuc de sport și nu de orice sport, ci de înot. Asta era soluția pentru mine. A funcționat de minune și când am început să dau semne că îmi revin și că devin din ce în ce mai sănătos, am ales totuși să continui cu sportul pentru că îmi plăcea mult prea mult cum mă făcea apa să mă simt. Dacă părinții mei nu ar fi ascultat sfatul medicului, sigur aș fi avut un spate mai strâmb și nu cred că aș fi fost la fel, adică cred că m-aș fi întâlnit cu apa ulterior, la un moment dat, dar poate nu aș fi fost la fel de bun pe cât sunt acum, poate nu aș fi petrecut la fel de multe ore în apă până acum dacă nu s-ar fi întâmplat asta. Așa că oricine ar fi fost, sigur ai mei încă îl cunosc, îi sunt recunoscător că a fost profesionist și a știut să dea cea mai bună recomandare, pentru că într-un moment în care ai mei nu știau ce să facă, au recurs la un expert. Cel mai important lucru cred că ar fi să, de fapt este să știu să-mi pun o limită câteodată. Și așa pot să am grijă de mine cel mai bine, de sănătatea mea mentală și de ce gânduri răstălmăcite am pe acolo în creierul meu. Nu poți face nimic în exces. Adică mereu când încerci să faci ceva în exces, o să se strice la un moment dat. Am învățat să fiu extrem de disciplinat și disciplina asta o transpun în mai multe domenii, nu numai în înot, unde fiind un sport de milisecundă ai nevoie de ea obligatoriu. Succesul pentru mine înseamnă să pot să inspir pe ceilalți. Sigur, înseamnă și să ai la propriu succes, să poți să te consideri mare sau să te considere alții mare, dar cel mai important cred că e mesajul pe care îl transmiți prin ceea ce faci și prin ceea ce vorbești și asta ne-am propus noi să facem, să transmitem un mesaj cât mai puternic și cu impact.
cred că eșecul poate însemna pierderea pasiunii pentru ceea ce faci, fie că e not șah sau, nu știu, gătit. Cred că odată ce îți pierzi, nu știu, acel spark, totul poate, o poate lua în jos. M-au învățat de când eram mic că nu toată lumea are aceeași șansă în viață, nu toată lumea pornește pe același drum. Unii pot fi defavorizați în foarte multe, din foarte multe puncte de vedere. Și m-au învățat că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci, indiferent cât de cunoscut, puternic, bogat, influent ești, e să ajuți, să ajuți cum poți. Chiar și cel mai mic gest contează și având în vedere că pot, cu puținul pe care l-am eu, încerc să fac cât mai mult. Cel mai puternic. Cel mai puternic cred că mă simt când merg cu bicicleta pe o stradă goală, seara sau noaptea, vara afară, cu muzica dată foarte tare în urechi. Ăsta e unul dintre sentimentele cele mai, nu știu, plăcute, în care pot să meditez și chiar să mă gândesc la tot ce am făcut zilele astea sau perioada asta. Mai întind. Cel mai tare mi-ar fi teamă să pierd legătura pe care o am cu cei cu care, n-aș spune lucrez, deși e și meseria noastră, cei cu care trăiesc, că deja sunt familia mea extinsă. Asta însemnând antrenorii, prietenii și ai mei. Nu aș vrea să schimb nimic, tocmai pentru că iau în considerare tot ce mi s-a întâmplat vreodată. Sigur, există momente pe care mi-aș fi dorit să nu le trăiesc sau lucruri pe care mi-ar fi plăcut să nu le văd, poate, dar consider că tot ce mi s-a întâmplat m-a format și îmi place cum sunt, cu părțile mele rele și bune, dar da, nu aș schimba absolut nimic. Lasă să se întâmple, let it flow. Mi-ar plăcea să fiu ținut minte pentru cineva care a reușit să schimbe vieți. În bine. Are. Este importantă această campanie pentru că ai mei m-au învățat încă de când eram mic să ajut de oricâte ori pot. Și să încerc să fiu un om cât mai bun. M-au învățat că nu toată lumea pleacă de la aceeași linie de start, unii sunt defavorizați și în măsura în care se poate, trebuie ajutați de către noi, cei care am avut mai multe șanse. Și mama îmi zice că, adică ea crede că nimic nu e întâmplător, crede că a fost cumva sortită întâlnirea cu voi și tocmai pentru că la un an eu am avut convulsii febrile. Un eveniment, cred că unul dintre cele mai stresante evenimente din viața părinților mei. Și am fost chiar suspectat de epilepsie. Ai mei au eliminat această suspiciune cerând sfatul, de fapt vizitând medici neurologi și nu știu, cumva i-a ajutat să treacă peste această traumă din mintea lor, și anume că aș putea avea o afecțiune atât de grea. Și faptul că te duci la medic și ceri un sfat, ei o simplă consultație te poate salva de foarte multe afecțiuni, inclusiv epilepsie. A fost și cazul meu. Eram prea mic, numai că ai mei au știut ce să facă din fericire. We'll be right back.
celor care suferă de epilepsie, aș vrea să le spun că cel mai bun lucru pe care pot să-l facă, cel mai important, este să se ducă la medic. Să se ducă la medic, să înțeleagă că nu e nicio rușine în asta, nicio jenă. Poate, deși nu am trecut prin ce trec cei care sper că ne privesc acum, s-ar fi putut întâmpla dacă ai mei nu recurgeau la medic și dacă nu se duceau la moarte de vizită. Nu există niciun fel de rușine în asta, niciun fel de jenă, pentru că toți ne naștem diferiți și este foarte important să nu te ascunzi.